școală nouă, cu tot ce vedeți aici ca și reabilitare, atât interior cât și exterior, ca și dotare, de asemenea cu tot ce a fost necesar și pe baza solicitărilor de la conducerea acestei unități de învățământ. Am accesat o finanțare europeană de 8.800.000 de roni, la care am adăugat noi încă 3.800.000 pentru ce înseamnă refacerea acestei unități de învățământ. De asemenea, am mai alocat încă 320.000 de roni pentru ce înseamnă dotarea unității de învățământ. Este un sistem de supraveghere aici, care la fel este conectat la poliția locală. Avem catalogul electronic, avem primul ghiozdan, avem transportul pentru elevi inițiat în acest an ca proiect pilot pentru cele două deocamdată unități de învățământ, școala 6 și Honterus în centru istoric. Îl vom extinde în următoarele 3 luni de zile pentru tot ce înseamnă unități de învățământ în zona respectivă. Încetul cu încetul o să le așezăm în așa fel încât să intrăm într-un anumit parcurs cu tot ce înseamnă aceste lucruri necesare pentru procesul educațional. Am ales să deschidem anul școlar 2019-2020 aici la această școală, pentru că este o școală nouă pe care am refăcut-o așa cum o vedeți. Mai avem în Brașov și alte lucruri care se derulează astăzi la nivel de investiții. Unele trebuiau să fie gata și din păcate nu a reușit acest lucru din cauza constructorilor, pentru că am avut constructori care nu și-au respectat clauzele contractuale. De unii a trebuit să scăpăm la finalul contractului prin reziliere, de alții a trebuit să ne apucăm de alte proceduri ca să închidem relația cu ei, a trebuit să facem o nouă procedură, să facem o nouă selecție pentru o nouă execuție cu alți executanți. Mai sunt alte școli unde se lucrează astăzi, la școala 19, la școala 2, la 1 sau în alte, la grădinițe, unde sunt investiții în curs și care vor fi finalizate în următoarea perioadă. Sunt lucruri necesare și utile pentru tot ce înseamnă procesul educațional în municipiul Brașov. Am alocat fonduri de la bugetul local și pentru alte unități noi de la zero pe care să le construim, creșa de pe Apollo, în Bartolomeu, de asemenea în Tractorul avem terenuri pe care le-am pregătit pentru aceste investiții, în așa fel încât să răspundem necesităților, începând cu creșă, grădiniță și școală în cartier în municipiul Brașov. Le urez mult succes elevilor, cadrelor didactice din municipiul Brașov, părinților și celor apropiați care și-au dus astăzi copiii pentru prima dată la școală sau pentru cei care au reînceput anul școlar 2019-2020. Transportul special pentru elevi pe care l-am inițiat ca proiect pilot în Brașov începe de mâine. Am vrut să vedem care sunt punctele tari, punctele slabe. E un început, sunt convins că vor apărea sincope, dar încetul cu încetul ne vom calibra și vom face ceea ce e necesar din punct de vedere al dotărilor și al resurselor necesare, atât logistic cât și uman, pentru a utiliza acest traseu, care este, să zic, în faza de pilot și care va fi extins pentru ceea ce este necesar pentru tot ce înseamnă unități de învățământ din centru istoric, cu puncte de îmbarcare de la capetele de linii și cu punctele intermediare pe traseu până în centrul istoric, în arealul școlilor de arealul unităților de învățământ din zona respectivă. Mă refer la școala 6, Honterus, Aprilie Laioș, Șaguna, Andrei Mureșanu, care sunt cele mai frecventate și unde părinții vin cu mașinile și aduc copiii la școală, aglomerează traficul și creăm și blocaje în trafic. Cred că și pentru părinți, și pentru elevi, și pentru cadre didactice este foarte important. Și un lucru în plus care cred eu că este important, personalul nedidactic și personalul didactic de la aceste unități de învățământ pot beneficia de aceste trasee speciale de transport elevi în Brașov, de la punctul de îmbarcare, de la ce știu din capăt și până la unitatea de învățământ. Aici este un exemplu în care activitățile și lucrările pentru construcții, pentru reabilitare, pentru dotare s-au derulat în graficul stabilit și astăzi am adus bucurie copiilor și părinților din acest cartier.
și sediul fostei școli gimnaziale numărul 4, care aparține de fapt de liceul vocațional Hans Matthias Deutsch, liceul de artă, își deschide astăzi porțile cu o atmosferă de nou, de frumos, și sper ca toți cei care își desfășoară activitatea în această locație și nu numai să aibă succes, să vină cu plăcere la școală, să fie motivați să acumuleze cât mai multă cunoaștere. Catalogul electronic este un proiect al primăriei municipiului Brașov. Dacă ar fi fost implementat în tot județul Brașov, m-aș fi bucurat, pentru că ar fi un instrument și pentru inspectoratul școlar de monitorizare, de realizare de statistici, de analiză, pentru că acest catalog nu este în exclusivitate o evidență a absențelor, dar este într-adevăr util pentru a gestiona această problemă legată de absențele copiilor. Știți foarte bine că se acordă un abonament de transport tuturor elevilor din municipiul Brașov și pentru a gestiona și a deconta aceste abonamente este necesară o monitorizare foarte riguroasă a absențelor. Și atunci primăria municipiului Brașov a gândit acest instrument, care sperăm să fie util. Este adevărat că înseamnă o activitate suplimentară pentru cadrele didactice. Rămân în continuare catalogul și carnetele de elevi, documentele oficiale ale școlarității, dar pe lângă acestea sper ca încet, încet personalul unităților școlare să răspundă acestei solicitări, având în vedere că primăria municipiului Brașov a venit cu o serie de beneficii pentru copiii noștri. Nu numai, așa cum ați asistat aici la deschidere și nu numai aici, în tot municipiul, faptul că elevii din clasa pregătitoare și clasa întâi au primit primul ghiozdan, elevii care au finalizat examenele naționale cu 10 au fost de asemenea felicitați și premiați de domnul primar, elevii care au obținut premii și mențiuni la olimpiade și concursuri școlare sunt premiați, deci cred că trebuie să existe un respect reciproc pentru a ne sprijini reciproc, dacă aceasta a fost dorința și eu știu planul domnului primar de a gestiona situația absențelor, trebuie să facem acest efort suplimentar și să răspundem solicitării primăriei.